the several pinolay, Samboroga, coupling of Mazar. Si ako man siya kong sa asambla, conform the senuloy. Deja am găsit câteva diferențe, în sensul că pare să nu am un distanțier, dar nu sunt 100% convins, deoarece nu știu exact cum a fost montat. Ori cineva sigurat a mai umblat în cap. Acum că lipsește din cauza aceea că a umblat cineva în cap și a omis să pună un distanțier, sau lipsește, sau de fapt nu lipsește și puțin alt model, mai nou sau mai vechi, de unde îmi dau seama că cineva a umblat în cap? Pentru că pe acest ax sunt deja frezate trei canale de pană. Este primul, al doilea și al treilea. Și nu știu de ce, că chiar nu înțeleg de ce a trebuit atâtea pene frezate. Bun. Noi o să folosim, bineînțeles, un canal existent. Nu o să mai facem încă un alt canal. Bun. Așa. Acum trebuie să ne punem să-l montăm la loc. Asta e categoric bine primul. Așa. Avem piulița. După piuliță pare să fie ceva acolo. Dar nu pot să-mi dau seama. Dar montăm așa piulița. Montăm ce avem și după aia vedem momentul de precizie. Bun. Momentul de precizie. După care avem un distanțier și un rulment axial. Distanțier, rulment axial. Revin când suntem aproape gata. Cam așa arată arborele montat după desen. În afară de un singur distanțier, după cum pare în poză. Este vorba de acesta de aici, care eu nu îl am sau nu ar trebui să-l am. De după logica mea, distanțierul ăsta nu prea are ce căuta aici. Rulmentul de precizie, fiind cu cămașă interioară conică, dacă punem distanțier și aici și aici, noi mai putem regla jocul. Deci eu zic că acest distanțier nu ar trebui să fie. Chiar de aceea, când strângi arborele în sus, bucșa să se, să mă rog, cămașa interioară a rulmenții să se dilate și să elimini jocul. Acum vedem, îl montăm fără această bucșă, restul distanțierelor sunt la locul lor și vedem cum o să meargă. Dacă sesizăm vreo defecțiune sau, mă rog, vibrație sau ceva, atunci o să desfacem și o să căutăm această problemă, acest distanțier. Bun. Acum trebuie doar să îl bagăm înăuntru. Bineînțeles, scoatem partea aceasta. Chestul, cred că poți să meargă de jos. Da, chestul merge de jos. Acum îl mai curăț, după care începem să-l montăm. Dacă aș pune aici un distanțier, atunci ar strânge pachetul, dar ar rămâne distanța oare aici? Stați să mă gândesc. Deci cu piulița asta trage tot acest pachet în sus. Cu piulița aceasta ține exterioarele.
convențiilor. Dacă aș băga eu aici un distanțier, ăsta, atunci ăsta s-ar suspenda pe ăsta. Dacă am trage asta în sus, degeaba am trage în sus, că nu s-ar mai dilata. Nu știu încă. Dacă a desfăcut cineva un cap de fus 22, probabil că ceva asemănător trebuie să fie și la 25 și la 32. Poate să-mi spună, că sunt curios să văd cum putem scoate acest joc. Deci piulița este strânsă. Într-adevăr, nu am strâns-o foarte, foarte tare, dar cred că a ajuns la umărul acesta. Deci dacă degeaba l-aș bate, că nu cred că mai merge mai mult. Bun, hai că ne mai gândim până mâine și vedem.